Licuricii. Adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu. În distribuție Toma Caragiu, Gina Patrichi, Ion Caramitru, Virgil Ogășanu, Rodica Mandache. Regia artistică Dan Puican. Uite, săracu, îl bisează pentru a treia oară. Da. Hai de cozonacul lui Jimmy. Grea și meseria asta de dansator. Mai grea ca amnea tale, neamcule. Tot cam așa. Jimmy Kenner, Jimmy dansator. Tot pe picioare lucrăm și unul și altul. Tot înfrac și eu și el. Da, înfrac numai că el. Uite acolo pe afiș, ce siluetă faină. Da? Adică ce vrei să spui? Păi cât umblu eu numai aici, la cabaretul 1001 de nopți al lui domnul Aristotel, cred că am făcut câteva mii de kilometri. Păi, asta așa e. Cât alergăm noi și nimeni nu ne crede. Dacă l-o bisea așa a patra oară, eu mă culc. Unu și jumătate și n-a picat nimeni, se pare. Ai răbdare că acum și încep să apară granguri. Ascultă, Picolo. Da. Sticle goale ai adus? Adus, neamule. Combien? Fimf. Vezi să fii deștept când le bași sub masă. Da. Să nu te prindă în flagrant delict de punere. Nici o grijă, neamcule. Nu sunt eu Picolo de azi de ieri. Frate, să mă. Fii atent că se apropie cineva. Ah, da, da. Să trăiți, Coane, să trăiți. Să trăiți. Ascultă, drăguță, seraiul ăsta e liber? Da, Coane, pentru câte persoane? Personalități, vrei să zici? Mă rog, mă rog, nu trebuie să vă scuzați. La noi vine tot felul de lume. Tu servești aici? Da, eu sunt Iancu. A, da? Da. Tu ești Iancu? Da, Coane. Păi bine, mă, Iancule, mă. Cum se poate să nu mă cunoști tu pe mine? Ia uite-te tu bine la mine. Da, bine. E? Nu sunteți dumneavoastră domnitică deputatul? Ne. Conu Petrachi? Ne. Păi atunci domn Tilică de la Rnic? Nix. Nix? Vezi că ai uitat? N-am uitat cu alea, se poate, dar nu mi-aduc aminte. Eu sunt domnul Grigorcea, mă. Iorgu Grigorcea. Ah. Nu m-ai servit tu ani de zile la Imperial? Nu, cu alea. Poate la High Life, știți, la Imperial n-am servit niciodată. Atunci nu ești tu Iancu? Iancu sunt, Coane. Păi cum, adică tu știi mai bine decât mine cine ești? Sunt Iancu, Coane Grigorescu, e onoarea mea de om. Așa, te-ai ramolit, nu-ți mai aduce aminte. Suntem patronul localului ăsta. Patron? Cine e patronul? Domnul Aristotel. Care Aristotel e ăsta? Este ăsta, domnul Aristotel. Deține și cafeneaua Bursii și hotelul Neapoli. Dar să știți că este un om foarte cum să cade. Îl cunoașteți? Nu, și tocmai de aș vrea să-l chem până aici. Da, se poate, mă duc să-l chem. Dar pe tine, cum te cheamă, mă? Picolo. Da? Da. Și câți ani ești aici? De trei. De câți? De trei. La anul, dacă vrea jupânul, mă face garson. Și înainte de a fi Picolo, ce erai? Păi, șomer la școala primară. Ah, uitați că vine patronul, domnul Aristotel. Seara, bună seara, dumneata ești domnul Aristotel? Da, eu sunt. Îmi pare bine, eu sunt Iorgu Grigorcea Rentier. Încantate, Aristotel. Ești rudă cumva cu celebrul filozof? Cu... A, poate cumva după nevasta mea, să fiu, care are multe rude, ceva despediate. Si toate de neam bun, dar nesteseriți. Eu sunt orfan de părinții amândoi. N-am avut nici tata, nici mama. Picolo este afară când vorbesc secrete cu clienții. Hai, așa. Așa, chiar am stat așa de multe ori și m-am gândit, cine m-a făcut? Eu când m-am născut am avut 5 ani, înainte nu știu nimic. Aha, da. Dar n-ai suferit niciodată de nimic așa prin regiunea capului ceva, nu, o bubă? Nu, niciodată am un cap așa de rezistent, parcă e de fier să bată în lemn. Dumneavoastră sunteți doctor? Da, în filozofie, sigur. Da, se întâmplă. Și cu ce putem să vă servim? Uite ce este, dragă domnule Aristotel, dumneata, ai auzit de doamna Vanda Boldur? N-am auzit. Aha. Atunci află că doamna Boldur se găsește în acest moment în localul dumitale. A venit împreună cu mine ca să-l vadă. Să-l vadă în sfârșit pe faimosul dumitale Jimmy.
pe dansatorul care chiar acum se produce în ring și după care și despre care de două luni vorbește tot Bucureștiul. Uite afișe ca asta de aici, poți vedea pretutindeni în tot orașul. Și având în vedere că dansatorul dumitale e într-adevăr un număr excelent, iată ce am să-ți spun. Joia asta, doamna Boldur oferă prietenilor săi o grandioasă recepție. Pentru această festivitate, la care se va întâlni tot ceea ce capitala are mai select, diplomație, finanță, intelect, noblețe, artă, tot, ne-am gândit să facem apel și la serviciile dansatorului dumitale pentru a ne delecta invitații cu câteva din celebrele sale creațiuni. Cred că ai auzit de doamna Boldur. Nu mai este nevoie să-ți repet că face parte din cea mai înaltă societate. Noi adică... să angajați pe Gini pentru zoia asta. Zoia asta, da. Regret, mă pare rău, domnule filozof, dar nu se poate. Dar de ce? E scris la contractul că domnul Gini nu are voie să se producă nicăieri decât aici. Dragă Temistocle, Aristotel. Nu e nimic, tot grec a fost și ăla. Câte parale costă ca să te conving? Hai, te rog, te rog, fără prea multe fasoane, pentru că... Este mai ușor, mai greu să fie cu Gini. E un om foarte ciudat, foarte suțit. Știți, el a fost dansator la un mare teatru, da? Dar cum teatrele noastre dau falimenți, actorii rămân pe din afară, acceptați să danseze local. Ca să câștige, știți, și pe urma mai este și partenera, domnișoara Miriam, care nu poate să danseze, știți, sunt un cuplu, în doi. Aha. Bine, bine, sigur. Du-te și vorbește cu el, vorbește cu ea și adu-mi imediat rezultatul. Cifră rotundă. Eu nu i-am dat plația, să fie servesc, am să încerc. Așa te vreau Alcibiade, tată. Da, asta trebuie tot grec să fie, nu? Da, da, pur și simplu. Apropo, în afară de chestiunea de care am vorbit, aș vrea să te mai rog un lucru. Mă rog, mă rog. Să iei măsuri să fim foarte bine serviți. Vreau să beau un pahar de șampane cu doamna Boldur aici. Sere, aici la separare nu e ține mai scumpă ca în local. Nu mai puteți lasa? Aș vrea să fie însă cu 10% mai frapată, ne-am înțeles. Eu mă duc să o aduc pe doamna Boldur atâta lor, dragă Algeria. Ei, Piccolo! Da, da, da. Hai mă pe chelă înainte imediat. Da, Iango! Vezi că se servește aici cu Coana Mare, un filozof care cunoaște pe toți greții din România. Nu vreau să mă faceți de râs. Adu lista cu prețurile mazurate de la birou și pune la gheață două sticle de șampania, da. Pentru el și una goala pentru mine. Da? Și tu, Piccolo, da, atent, da. Când vezi paharele din greseală, să nu o vezi pe roche cu coane sau pe sacheta filozofului, că te amendezi cu o pereche de palme de și cu baxin și pe lună. Înțeles? Băgați de seama ce faceți. Înțeles? Ei, eu am plecat. Nu ne lasă și pe noi să câștigăm o pâine cinstită. Vrea să-i punem și lui o sticlă goală, că nu-i ajunge cât câștigă la alea pline. Ma tale mai învârtești la notă, Neancule, dar... Dar eu ce să mai zic? Nădejdea la țigări. Vezi, da. Să ai grijă și de mine cu una de foi, că sunt amărât. Să fie, Neancule. Uite că se întoarce domnul acela. Wow! Dar ce dăm grozavă e cu el. Așa sunt scaune repede, așa? Da. Dă-l-o pace. Am emoții. De ce? E prima dată când intru într-un asemenea local. Ascultă, Grigă, ai vorbit cu patronul? S-a aranjat. A dus să-l întrebe pe ilustru dansator dacă binevoiește să accepte propunerea noastră în principiu. Pe urmă vorbesc eu cu el. A, nu, cu el vorbesc eu, Grigă. Câteva mii de lei cumpărăm pe toți și pe Arhimed. Care Arhimed? Patronul și pe dansator și pe partenera lui. Da, i-au uitat. Uite aici, pe afiș. Domnul Jimmy nu poate să danseze fără domnișoara Miria. Știi, sunt un cuplu, dragă, am doi. Trebuie să fie iubita lui, această Miriam. Posibilă. Oribilă femeie. N-am băgat de seama. Când dansam, am uitat numai la picioare. Din punctul ăsta de vedere, nu stă prost deloc. Mă pot spune superbe, nervoase, cambrate. Păcat că are numai două. Cred că apariția lor la serata noastră o să fie o lovitură. Ai avut o idee și întâi, Iancule? Iancule, fii bun, șampanie, icre negre, ce mai poftești, Vanda? Nu vreau decât șampanie. Ai auzit? Te rog. Știi, Grig, că îmi place teribil dansatorul. Nu lansează rău. Ei, nu, mie îmi place și altfel. Bun. Acum îmi explic de ce toate femeile din București vin să-l vadă și de ce i s-a făcut atâta reclamă. Are ceva ciudat în privire, ceva atrăgător în ochi. Eu cred că se uită vreo femeie la ochii lui, place și în care nas roman. Ce femei lâc trebuie să-i fi trecut astea prin mână.
poftă. Ah, Grig. Grig, astă seara am o poftă grozavă să beau. Dăm, filozofule, dăm repede. Primum bibere de inde filozofare. Ce-ai zis? Nimic, vorbeam singur și când vorbesc singur vorbesc numai latinești. Mai toarnă de-mi pahare. Storna. La ce te gândești? Grig, tu știi că ești cea mai veche cunoștință mea. În ziua în care te-ai născut tu, eu cădeam la primul meu examen la filozofie. Tu știi că mi-ești drag. Și mi-ești drag pentru că ești chibițul meu. Tu mă privești trăind și asta e viața ta. Ești umbra mea. Ascultă, Grig, tu ai iubit vreodată o femeie? Nu. Prin urmare, nici pe mine nu mă iubești. Ba da, dar pentru tine am un sentiment foarte ciudat. Fiindcă nu mi-a fost dat să te iubesc ca un tată, te iubesc ca un chibiț. Și mă ierți când te supăr. Te-am iertat și acum 5 ani, când ai făcut cea mai mare greșeală din viața ta, când, trecând peste sfatul meu, te-ai meritat cu fostul tău sus. Rezultatul îl știi mai bine decât mine, n-a durat decât un an. Ei, dar iubeam, Grig. Voi femeile astea bogate, credeți că puteți face cu banii orice, dar uneori nu se potrivește. Dar mă rog, hai să lăsăm greșelile trecutului. Adevărat, să ne pregătim pentru cele viitoare. Da. Niciodată nu mi s-a părut șampania mai bună. Pentru că niciodată n-ai băut-o ca asta seara. În decorul ei, la cabaret, șampania, copilul meu, are ceva de demimondenă. E dulce, spumoasă, tulbură, amețește și se pătrește la sfârșit. Ce-i picolo? Scuzați, domnul Jimmy întreabă dacă poate să intre. Ah, da. Patronul mi-a spus că doriți să-mi vorbiți. Poftim, ia loc, te rog. Vă mulțumesc. Trebuie să fii ostenit după atâtea abisuri. Probabil că știi pentru ce te-am deranjat. Da, doamnă. Și? Îmi pare rău că trebuie să vă refuz, dar... Da, ce? Poate te oprește partenera dumitare. Ăsta să fie motiv? Nu, doamnă. Partenera mea mă urmează peste tot. E doar meseria noastră. Meserie? Îi credeam că e o părere mai bună despre arta dumitare. Concluzia logică este că domnul Jim este un artist în meseria lui. Deci, refuz? Categoric? Vă rog să mă credeți, doamnă, că sunt cel din tâi care regretă. Propunerea dumneavoastră m-a onorat. Vedeți însă, eu nu știu cum să vă spun, nu pot dansa decât aici. Chiar Pericle ne-a spus că îți dă voie să dansezi și la serata noastră. Eu am vrut să spun altceva. Nu pot dansa decât aici. Adică într-un local de noapte. Curios. Niciodată n-am dansat în altă parte decât pe scenă cândva. Și aici. Nu pentru că nu vreau, nu pot. Dar de ce? Pentru că, doamnă, ca să pot dansa, am nevoie de o atmosferă specială. Lumina, muzica, femeile, toate mă inspiră. Trebuie să simt că fac artă. Nu neapărat pentru bani. Aș putea să spun chiar că aproape toate dansurile mele mi-au fost dictate numai de puterea ciudată a scenii și a nopții. Eu nu fac decât să le execut. Interesant. Și de la ce vârstă ai început să dansezi? Foarte de timpuriu. La început, când eram de câțiva ani, mă amuzam să mai înțeles dansurile mamei. Și ea a fost dansatoare, o dansatoare celebră. Ah, da? Când aveam 9 ani, mama, în urma unui accident, și-a rupt un picior și a trebuit să se angajeze casieriță într-un local de noapte. Eu, de asemenea, a trebuit să muncesc mult. Am avut norocul ca talentul meu să fie remarcat și am fost angajat într-o trupă de teatru. Mm-hmm. Până la urmă, însă, am ajuns și eu tot într-un local de noapte. Prin urmare, de la 9 ani și până acum, dumneata nu face altceva decât să dansezi. Dar fericit muritor, ești drăguță. Hai să bem un pahar de șampanie pe chestia asta. În cinstea nopții. Iertați-mi de îndemânare. Pe cât știu, când ți se sparge paharul din care bei, înseamnă noroc. Aș, chef. Iesem rău. Ești superstițios? Totdeauna când mi s-a spart paharul din care am băut, mi s-a întâmplat ceva rău. Adevărat? Da, doamnă. Într-o noapte mi s-a spart paharul în mână la o petrecere, că atunci eram în teatru. Peste ori am fost arestat și învinuit că am furat sacoșa cu bijuteria unui vedete care a jucat în trupa noastră. Până la urmă însă se dovedise că vedeta și le furase singură și le duse vina pe mine. Trebuie să fi avut un motiv foarte puternic dacă a făcut o asemenea fapt. Nu mi l-a spus niciodată. Altă dată când mi s-a spart paharul, am fost împușcat la scurt timp după aceea. Mortal? Probabil tot o femeie.
Am avut noroc că glonțul a trecut pe lângă inima. În urmare, femeia a vrut să te împuște în inimă și din toată inima. Nu, m-am pușcat din prudență. Din imprudența dumitare? N-am fost niciodată prudent. Din instinct. Nu, trebuie să ai foarte mult succes la femeie. Spune drept. Știu eu, succesele pe care le avem noi sunt întâmplări fugare, fapte diverse. Uneori triste, altori amuzante. Totdeauna însă scurte. Viața unei flori cu parfum turnat din sticlă. Amețeala unui cocktail. Atât. Noi nu putem răvni altceva. Și nici nu răvni. Noi? Care noi? Noi bărbații, frate. Noi, oameni de noapte, cum se zice. Foarte interesantă existența asta voastră, a oamenilor de noapte. Și obositoare, nu? Dorm ziua, doamnă. Odihnă aceeași. O simplă inversare. Ziua dumneavoastră este noaptea mea și nopțile dumneavoastră sunt zilele mele. Da. Totul nu e decât o obișnuință. Mă deștept când se noptează. E ca și cum m-aș scula dimineața. Ca un licurici. Ești un om ciudat, dumneata. Sunt un fel de om, da. Vă place dansul, doamnă? Dar dumneitare. Desigur. De vreme ce nu știu să fac decât atât. Dar n-ai învățat nimic altceva? Ba da, doamnă, am și o licență. Dar ce pot să fac cu ea? Încearcă. N-am când. Eu ziua nu exist. Eu nici nu știu măcar cum arată o stradă dimineață. Cum e un birou, o fabrică, o grădină sau o curte de școală primară plină cu copii în recreație. Eu nu cunosc viața la lumina zilei. Da. Decât din cărți și din câteva amintiri vagi din copilărie. Citești? Da, totdeauna înainte de a dormi. Da. Când se face afară lumina, după perdele, eu închid cartea. Ziua mea s-a sfârșit. Spune-mi, acum ești foarte obosit? Nu. De ce? Te-aș invita la dans. Nu știam că... Sper că nu dansați aici, nu se pare... Nu, aici. Nu, vreau să dansăm acolo. N-ai auzit? Domnul Jimmy nu poate dansa adevărat decât acolo. Și eu vreau să dansăm adevărat. Da, mă. Ascultă, Costică! Ia-mi cu coate. Spune-i lui Pitagora să vină imediat aici. Cui să-i spun, domnule? Patronului. Da, am înțeles. Da. Mai adu o sticlă de șampanie. Câte ai adus până acum? Două sticle cu ani. Da, m-am întrebat fiindcă mi se pare că m-am îmbătat și văd eu dublu. Știam că ai adus numai una. Da, da, dacă vezi o două, e în regulă. Ai, du-te și chemă-l pe Patrocle ăla, că... Adică pe patron. Am înțeles. Da, da, pe patron. M-ați chemat-o? Da, te-am chemat-o ca să spun că dansatorul Dumitru e un măgar. Asta, refuză. Da. Uite-ți pe partenera de la măgarul. Vorbiți cu ea. Oh. Poate cedează mai repede că e femeia. Alo, domnitoara Miriam. Poftiți. Pentru că văd că suntem între noi, să bem mai întâi un pahar de șampanie. Te rog să iei loc aici. Nu beau nimic. Unde e Jimmy? Mi s-a părut că a fost aici. Dansează cu o prințesă. Știu o prințesă de-astea. Dacă e prințesă, să danseze cu prinții ei, nu cu dansatori de varieteu. E geloasă, domnișoară? Sunt plictisită, domnule. Dar te-am, te rog, un pahar de șampanie. Poftim. Mersi. Asta cu care dansează Jimmy e amanta dumitale? Bă, ce te face să crezi una ca asta, domnișoară? Ascultă, drăguță. Dumneata știi ce e un filozof? Știu. Am fost 3 ani amorezată de unul. Mi-a făcut plăcere. Pot să plec? O secundă, domnișoară. Vreau să-ți vorbesc într-o chestiune foarte importantă. N-ai vrea să-mi faci onoarea joia viitoare, să vii să dansezi? Dumneata ești la cuserata? Cât dai? Tot. E puțin. Dar ajunge. Nu știu, să mai vorbesc cu Jimmy. Da, aștept răspunsul. Mulțumesc, sărbână, sărbână. E adusă bine, fata. Aminteri nu erau așa ca ansamblu. Știi ce zici, Sofocle, de... Și asta tot grec trebuia să fie, deși nu-l cunosc. Că despre fata nu pot să vă spun nimic. Nu am de-a face cu personalul din localul meu. Știți, la regină. Nu, rău faci, drăguță, rău faci. Și Saturn și-a mâncat copiii. Da, n-am citit nimic la gazetă. Cine e monstru asta? Monstru asta este patronul celui mai mare varieteu pe care l-a avut lumea.
Olimpul. A trebuit să ziceți Olimpia. Nu, Olimpul. N-am auzit de lucrul ăsta. E, fiindcă s-a închis. De mult? De 3000 de ani. Domnule, n-asta a vorbit serios? Chiar foarte serios. Op, mă, uite și pe dansatorii noștri, da. Bravo, bravo. Bravo. Am dansat, partenera dumitale, Miriam, nu ne-a slăbit din ochi. N-o face să te aștepte, nu vezi ce geloasă e. Vi se pare, doamnă, are probabil să-mi comunice ceva, da. Nu uita ce mi-ai făgădit în timpul dansului, aștept răspunsul. Vorbește cu partenera dumitale și caută să o convingi să primească propunerea pentru serata de joi. Voi face tot posibilul. Minte, e geloasă ca o maimuță. A fost aici adineauri. Era să-mi scoată ochii, fiindcă dansai tu cu ăla. Drig, toarnă-mi șampanie. Permite să atorn eu? Da. Poți să plec? Da. Vanda, ai să te îmbeți. Ei, și știi, Grig, avea dreptate dansator. Acolo se dansează altfel. E straniu, e straniu ce se petrece cu mine. Dar ce simți, frate, ce simți? Nu știu, nu știu nici eu. E ceva nelămurit, ceva tulbure, dar puternic. Să-ți dau aspirină? Nu glumi, Grig. Cred că sunt îndrăgostit. Dar într-un fel foarte bizar, foarte nou. E cum se spune pe românește, coup de foudre. Adică lovit cu leuca. Tu nu-ți dai seama că e ceva serios, e ceva grav. Dar nu vreau să-mi dau seama, nu înțelegi? Nici nu vreau să aud. Nici nu pot să-mi imaginez că o femeie ca tine poate să se îndrăgostească în câteva ceasuri de un maimuțoi care nu știe altceva decât să danseze. Poate tocmai de asta. Ei, fleacuri, te rog, mâine de dimineață, odată cu evaporarea șampanii, o să râși și tu de tot ce mi-ai spus. Nu, până mâine dimineață e atât de mult, se pot întâmpla atâtea. Dar ce-i de gând să faci? Ah, ce mi-a fi scris? Ei, bravo, ce mi-a fi scris? Te văzut și fatalistă. Ce ți-o fi scris? Unde? În frunte? În sânge, Grig, că de acolo pornește, dar tu nu poți pricepe asta. Logica sângelui, să știi că nu se învață la facultatea de filozofie. Ai dreptate, se învață la varieteu. Dar să zic că ideea ta de adineaur cu numărul de atracții la serata de joi n-a fost decât un pretext. Un pretext ca să-ți aduci dansatorul acasă. Da, și dacă ar fi așa. Oh, ce bine îmi pare că te-a refuzat. Bravo lui! El n-are nevoie de seratele din casele femeilor din lumea bună. El e băiat practic, se mulțumește cu femeile lui, fiindcă le-i spun la ureche ce vor. Cinstit, nete de la obraz, nu? Nu recurg la trucuri artistice plătite gras. Grig, te-ai îmbătat, du-te și te culci. M-am îmbătat ca să rămâi singură cu ele. Bine, nu plec. Vreau să te împiedic să faci iar o prostie. Dar cu ce drept? Sunt singura ta rudă în viață. Ei, tu rudă cu mine? Știam că ești doar administratorul moșiei mele. E drept, totuși ne leagă un grad de rudenie pe care nu-l prevăd codurile noastre stupide, dar care există de vreme ce îl prezint. Da. Sunt chibițul tău. Și de când chibiții au dreptul să ridice tonul și să aibă păreri? Haide, Grig, te rog. Du-te. Du-te, Grig, și te culcă. Vreau să rămân singură. Pentru nimic în lume. Scuzați. Coane, vă rog pe patronul să fiți bun și să poftiți un moment până la birou. Vreau să vă spuie ceva personal. Da, bun, da. Numai decât, nu surâde, Vanda, nu surâde. Mă duc, dar nu plec. Da, poate să vină domnul Jim? Da, îl aștept. Da, ok. Conform înțelegerii, am vorbit cu partenera mea, doamnă. Da, și? Nu poate veni. Nu-i nimic. E dumneata singur, mi-ai făgăduit. În timp ce danseam, mi-ai promis că ai să vii și cred că nu-ți iei cuvântul înapoi, nu? Fără îndoială, nu. Dar fără partenera mea nu pot dansa. Toate dansurile din mine sunt în doi. Ei, dar ce nu poate înlocui nimeni? Ba da, sigur, dar e timpul prea scurt. Dacă aș încerca să înlocuiesc eu. Dumneavoastră. Da, ce, pentru serata mea, cred că am fi un cuplu senzațional. Ce zici? Firește, numai că... Ce? Ce ai? Nimica. O clipă de amețeală, am dansat prea mult. Stai jos. Vrei să-ți dau puține șampanie? Da, dacă îmi dați voi. Ah, uite că a strâns paharele, dar pe din paharul tău. Nu știu de ce. Pare totuși nefericit. Ai avut nenorociri în viața asta tale? Niciuna. Dar mi-e frică de tristețe, doamnă. O urăsc.
E singurul lucru de care mi-e groază. De aceea trăiesc în zgomot, în cântec, în lumină. Dar nu ți-e silă de toate astea? Nu, deloc. Nu simți niciodată nevoia de liniște? De liniște adâncă, de plină? Nu ți-e dor niciodată de viața care începe odată cu soarele și se termină odată cu el? De viața de zi? Nu m-am gândit niciodată la ea. Nu te-ai gândit niciodată că în afară de viața asta închisă mai este și alta, simplă, pură, sănătoasă? Nu m-am gândit niciodată. Nu te-ai gândit niciodată la dragostea unei femei care să ți se deștepte dimineața în brațe, cu soarele în ochi, cu ochii limpezi și gura nearsă de băuturi? Nu. Nu m-am gândit niciodată. Licurici, licuriciule. Domnul Jim, domnișoara Miriam vă poftește afară. Începe numărul dumneavoastră. Bine, viu. Te spionează? Știa că am intrat aici să vă aduc răspuns. Și s-a părut că stai prea mult și a pierdut răbdare. Poate bănește ceva, te rețin eu. Da. Trebuie să iubească mult partenera dumitale. Stați împreună, nu? Trebuie să fie foarte interesantă iubirea asta a licuricilor. Eu nu iubesc pe nimeni. Ele însă te iubesc toate. Le-am văzut cu ce ochi se uitau la dumneata când dansai. Le-am auzit șoptindu-ți numele, parcă ți-l mângâiau cu buzele. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Hai, hai, fă-mi confidențe. O înșeli? Nu. Uite-te bine la mine. Mă cheamă Wanda. Wanda. Spune-mi, Wanda. Doamne. Da, de ce? De ce nu-mi spui? De ce? De ce tremuri? De ce nu te uiți la mine? Ți-e frică? De ce ți-e frică? Haide. Hai, spune un cuvânt. Ah, spune. Prostule. Doamne. Doamne, ce faceți? De ce mă sărută? Dacă ne... Hai, hai, du-te, du-te. Te așteaptă. Pleacă. Doamne... Piccolo, da. Ascultă, da. Dacă întreabă domnul care a venit cu mine, da, vei spui că am plecat acasă singură. Să aduc o mașină? Nu, 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 nu e nevoie, mă duc pe jos. Mai ai și altă ieșire în afară de asta? Da, 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 pe aici. Pur simțile. Mersi. Și nu uita, da, îi spui domnului a ce via că am plecat. Lăsați, să rămân. Cum te simți aici la moșia Vandi? Am început să mă obișnuiesc. Ai început? S-au trebuit 6 luni ca să începi să te obișnuiești. Unde e? Wanda? Da. Nu s-a sculat încă. E abia 4:15. Cu timpul sper că o să se obișnuiască să doarmă toată ziua. O să vedem numai seara la masă. Splendidă, doamne, azi. Nici nu s-ar putea spune că suntem la sfârșitul septembrie. Se simte totuși toamna. Seara e frică al dracului. Astăzi ți-ai făcut analiza? Ce fel de analiză? Ca să vezi dacă n-ai splin în sânge. Ce e aia? Alean, drăguță, alean. E un sentiment care aparține de obicei englezilor, amorezaților și berzelor când pleacă. Știi că au început să plece? Cine? Berzele. Astăzi de dimineață am văzut-o plecând și pe aia, barza aia noastră care are cuibul pe garaj. Mi-a făcut cu aripa și eu am făcut așa, cu mâna. De unde știi dumneata că pleca? Pentru că zbura fără să privească în urmă. E semnul distinctiv al marilor plecări. Ceea ce dovedește că și de la berze avem de învățat câte ceva. A, dar dumneata, sigur că nu vezi nimic în jur în afară de Wanda, așa că... Ai urmărit vreodată mâinile ei când așează flori într-un vas, când brodează sau când cântă la pian? Da. Te-ai uitat vreodată la trupul ei? La liniile lui când... Nu știu cum să spun. Când uită că e trup și se mișcă liber, neprefăcut, fără intenții. Nu, drăguță, nu m-am uitat, pentru că eu nu mă ocup decât de sufletul și de moșiile ei.
De rest s-a ocupat cândva bărbatusul și acum te ocup dumneata. A, nu, nu, domnule Grigorcea. Pe mine mă leagă de Vanda cu totul altceva decât crezi dumneata. Știu, ziua. Da, ziua. De când sunt aici, de când mi-am schimbat viața, nu fac decât să-mi deschid ochii din ce în ce mai mari, să-mi umplu de lumină din ce în ce mai multă. Am impresia că toată viața mea de până acum n-a fost decât un vis groaznic, că până am ajuns aici am umblat prin viață ca un somnambul, fără să știu pe unde, fără să știu cum, fără să știu de ce. Și când te-ai deșteptat, te-ai trezit așa, hop, la conacul ăsta, alături de Vanda și de semnat. Domnule Grigorcea, de mult vreau să-ți pun o întrebare. Formulează. Am observat, de când ne cunoaștem, că nu poți să mă suferi. Ce ai dumneata împotriva mea? 25 de ani mai mult, drăguț, atâta tot. Oh, oh, iată și pe Vanda. Bună dimineața, Vanda. Cât e ceasul? 5 fără un sfert. 4:20. Ceasul meu nu merge niciodată mai repede sau mai încet decât vremea pe care o măsoară. E un fel de filozof cu motor. Nu știu dacă ai simțit aluzia. Oh. Aha, ești obosită? De cred. Până acum am dormit. Și ororile astea cine le-a pus aici, pătrăgelele astea roșii? Eu. I-am cules pentru tine. Sunt ultimii trandafiri din grădină. Da, uite, dragă, tu să te ocupi mai puțin cu natura, știi? Dă-mi țigari grid. Da. Te rog, dă-mi și puțin whisky. Ce whisky la ora asta? Ce, tu nu bei lapte dulce seara? Dar eu sunt bătrân și bolnav. Ai face bine să mănânci ceva. Da, și tu ai face bine să mai taci puțin. Dar n-am spus niciun cuvânt. Curios, avem impresia că ai vorbit tot timpul. Uite, am adus sticla și paharele. Unde să le pun? Uite, aici are pui. Ce, voi nu beți? Oh! Oh, eu da. Ah, ce sete mi-a fost. Observ că a început să-ți cam placă băutura. Da, mă mir, știam că tu niciodată nu observi ce se petrece în jurul tău. Sunt unele observații pe care prefer să nu le fac. Vanda, Vanda, vrei să ieșim puțin? După atâta somn, o plimbare până în crâng. Știu eu, cred că s-ar face... Nu, 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 nu ies din casă. Nu, du-te singur. Dar nu, 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 te rog, nu, nu, nu pune mâna pe mine. Dar nici nu te-am atins. Ajunge intenția. Vanda, cântă ceva la pian. Îmi place atât de mult să te ascult, să te văd cântând. Dacă vrei muzică, pune gramofonul. Atunci spune-mi ceva, Vanda. Totul e să te aud vorbind, să te văd că te ocupi de mine, să n-am impresia asta dezagreabilă că te plictisesc tot timpul. Odată ai și dumneata o impresie justă și atunci vrei să scapi de ea. Da, are dreptate. Și de ce te plictisesc, Vanda? Pentru că nu mă interesezi, Jimmy. Dar ce pot să fac să te interesezi, Vanda? Să înțelegi că unei femei îi place să audă din gura unui bărbat și altceva decât aceleași declarații de dragoste. E vina mea că tot ce am să-ți spun intră într-un singur cuvânt? Da. O zi e prea lungă, Jimmy, și prea goală ca să o umpli cu o singură vorbă. Adevărat. Vanda, mă tratezi ca pe un străin. Nu spui o vorbă de dragoste, n-ai pentru mine o atenție. Și asta mă dezolează. Mă face să cred că n-am să pot fi niciodată pentru tine ce vreau să fiu, ceea ce visez să fiu. Adică? Bărbatul tău. Oh. Dar cum? Tu te-ai gândit vreodată că ai putea să fii bărbatul meu? E gândul meu de fiecare clipă. De când am venit aici, de când mai smulți din viața în care trăiam, de când trăiesc lângă tine și prin tine, visul meu cel mai drag este să mă ridic până la tine, să te câștig, să te am a mea pentru totdeauna. Spune-mi, ți-aduce aminte ce-mi spuneai acum 6 luni, în noaptea când ne-am cunoscut? E bine, aveai dreptate. Acum am înțeles că dincolo de zidurile nopții există o viață care merită să fie trăită. Am înțeles cât de mult prețuiești un cămin. Am înțeles ce înseamnă o femeie. O singură femeie. Am impresia... Nu știu, toate astea le-ai uitat tu acum. Că cu cât caut să mă apropii mai mult de tine, cu atât tu te depărtezi mai mult. Pentru că nu trebuie să cauți să te apropii tu. Trebuie să mă apropii pe mine. Și pentru asta trebuie să cucerești de la mine ceea ce ți-a rămas încă foarte departe. Simpatia. Și simpatia se cucerește cu verbă, fantezie, imaginație, cu o mie de lucruri mici, cu o mie de feacuri pe care tu nu știi să le găsești. Și dacă noaptea lângă o femeie este o artă, să știi să taci, ziua este o obligație, o datorie să știi să vorbești. Formidabil! Vanda, Vanda, dă-mi voie să te pup pentru cugetarea asta. De cine e? De tine, Grig, dintr-o scrisoare a ta. Eram sigur, simțeam eu geniul meu. Și tu nu știi să vorbești, să mă interesezi. N-ai
personalitate. N-ai o voință ta. Tu nu înțelegi că o femeie trebuie să se simtă dominată? Haide, haide, Jimmy, mai bine du-te și plimbă-te în crâng sau unde poftești. Wanda, de ce îmi vorbești așa? Te porți cu mine cum te-ai purtat cu un servitor. Unde te duci? Afară, la aer. Asta înseamnă că bătrâna mea experiență psihologică triumfă. Ce triumf? Ceea ce ți-am spus și la începutul aventurii tale cu tânărul Froasat. Capriciile astea nu durează în linie generală mai mult de 6 luni. Uh-huh. Și cum în cazul nostru cele 6 luni au trecut, e firesc să se producă asemenea ciocniri. Ne-am amurezat într-o noapte de un dansator de varieteu. L-am răpit de la Artaxerxe ăla, ca și cum l-am fi cumpărat de la piață. Ne-am exilat cu el la țară și acum, după cele 6 luni reglementare, ne dăm seama că tipul ne plictisește. Ceea ce va urma de aici încolo, Wanda, e limpede. Ce crezi tu că va urma? Știu și eu. Îi vom face, de exemplu, câteva dușuri ca cel de adineaur, îl vom obliga să vie la cafea cu lapte dimineața călare și în armuri medievale și într-o zi vom observa că am rămas singur la conac. Vom întreba servitorii, vom privi barometrul și în cele din urmă vom telefona la gară unde șeful stației le va confirma că, într-adevăr, în accelerată de București s-a urcat un domn cu toate semnalmentele scumpului nostru dispărut. Asta nu se va întâmpla niciodată. Jimmy nu va pleca de aici decât în ziua în care voi vrea eu să pleci. Știi că îl iubesc? Ești sigură? Ți-ai făcut... Analiza sufletească. Da. O zi îl iubește, ai? Într-atât încât nu pot să trăiesc fără el. În acest caz dăm voie să-ți spun că ai un fel foarte neînțeles de a-ți manifesta acest nobil sentiment. E, neînțeles poate pentru psihologi, dar pentru o simplă femeie ca mine e clar. Îl iubesc numai noaptea. Iubesc un licuriș. Un om în care noaptea se aprinde o lumină stranie, inexplicabilă. Tu ai văzut vreodată un licurici? În afară de ăsta pe care l-avem în casă, n-am avut plăcerea să văd altul. Și nu regret, pentru că nu m-a pasionat niciodată zoologia sau viața animalelor. Te-au pasionat niciodată științele naturale, în general, ironicule. Tu te-ai născut filozof așa cum unii se nasc cocoșați sau șchiopi. De-aia viața, care este o știință naturală, înainte de a fi o problemă filozofică, te-a tratat în infim și ai rămas ceea ce ești, un chibiț. Un om care trăiește în marginea vieții ca lângă o cutie de table pe care toți aruncă zarurile. Ce fă? O scrisoare pentru doamna de la domnul învățător. Și vă rog, conașule, să nu vă mai pronunțați față de mine cu fă. E un cuvânt foarte erotic. Trebuie să te obișnuiești, domnișoară, că mâine poi mine ajuns stea de variete. Și dacă o să te super când o să spună fanții fă, o să te cunoască că ai fost servitoare. Așa că mai bine taci. Hai. Wanda, spune-mi, te rog, ce spune acolo luminatorul satelor? Olga, ești liberă, Olga! Astăzi la 5 este serbarea pentru deschiderea anului școlar și ne roagă să îl onorăm cu prezența. Cu prezența și mai ales cu cele 10.000 de lei anuale. Da, da. Mergem, nu? Da, firește, firește, este în tradiția familiei. Și tata a fost un mare susținător al școlii din sat. Reclamă! La averea voastră ce contează banii ăștia? Mai bine du-te și spune să scoată mașina. În 5 minute sunt gata. Spune-mi, dar pe cameleon îl luăm la servare, ca să vadă și el școala făcută de familia ta. Nu, voi nu, lasă-l acasă, nu trebuie să știe chiar toată lumea anumite lucruri. Tu vezi de mașină. Da, bun, bun. Olga! Olga! Da! Spune-mi, un Mișu, să fie mașina gata în 5 minute. Bine, poate ajută bine. Ah, Jimmy. Jimmy, eu plec cu Grig până la școala din sat, la servarea de deschidere. Ne ducem cu mașina, așa că într-o jumătate de oră suntem înapoi. Sper că nu o să te plictisești, nu? Nu, nicio grijă. Bine, bine. La revedere. Serbare? Nu. A, nici nu făcea de mata. Peizanii ăștia de la țară nu știu să joace decât hora. N-au și ei ceva așa mai rustic. Când mai dansați iarăși din nou, domnule Jimmy? Ce să dansezi? Simfonia asta. Oh, ce
frumos dansați la o mie și una de nopți. Cum? M-ai văzut? Oho! În fiecare seară, după ce terminam serviciul, veneam la cabaret pentru program. Serios? Da, de fapt, am o prietenă acolo care vinde serpentine, știți? Și mă introducea gratis ca să mă uit. Da, trebuie să o cunoști. Lily? Lily? Da. Ah, da, sigur, o cunosc. Una blondă, subțire, cu ochi albaștri, nu? De fapt, și ea era cam puțin amorezată de dumneata. Cum și ea? Da, chiar de asta ne-am și certat într-o seară. Voi? Da, și ca să se răzbune pe mine, a vorbit cu portarul să nu mă mai lase să intru în local. Da, chiar m-a ironizat față de el într-un mod foarte abstract. Da, i-a spus că sunt servitoare. Lily era amorezată de mine? Parcă nu mai ea. De fapt, eram toate. Și fetele de la garderobă și Leana Florăreasa. Da, aia cu țigările, Sonia, da, nu mai vorbesc. Umbla cu fotografia lui Mata sub pachetul de regale roșii. Și avea ascunse în păr două pastile cu o travă de sublimat. Zicea că se îmbată într-o seară, vă împușcă pe Mata și se omoară. A auzit-o și directorul și de-aia a dat-o afară. Știți atunci când a fost scandalul de țipași și rupea oxigenul din cap? Și... știu, mi-aduc aminte. A dus-o și la poliție. Și de atunci s-a amorezat de comisarul care a bătut-o să conviețuiască cu el împreună ca chestie de concubinaj. S-o mai repui încă o dată de la început? Nu, nu, las. Da. Și zi așa, s-a amorezat de comisar Sonia. Da, da, așa a fost fatalitatea ei. Fiecare pe lume are un destin și o fatalitate. Restul nu e decât soarta, să știți. Uite, de exemplu, Mata. Nu știu cum să vă... să mă exprim mai vizual, dar parcă nu mai sunteți Mata. Al mintele erați acolo, la o mie și una de nopți. Parcă vă potriveați mai bine în imobilul acela de artist. Da, da. Nu? Poate dreptate. În sfârșit, nu vreau să te mai rețin de la treabă. Domnul Jimmy, profit de ocazie că sunteți în tet-a-tet ca să vă rog ceva. Da. Am o fotografie de la dumneavoastră. V-aș ruga să-mi compuneți un autograf de mâna dumneavoastră. Dar știți așa, unul clasic, da? Am pierdut obișnuința, în sfârșit. Cum te cheamă? Olga și mai cum? Olga. Și atât. Restul e pseudonim. Scriți-mi așa. Domnișoarei Olga. Da. Spune mai departe. Domnișoarei Olga. Am scris. Cu suvenir. De amintire. De unde știi ce am vrut să zic? Așa am ghicit. Vai, ce inteligent sunteți. Se cunoaște că sunteți artist? Da, cu suvenir de amintire pentru clipele. Clipele? Pentru clipele, da. Petrecute împreună. Petrecute împreună? Da. Așa. Acum vă iscăliți de amare și să se vadă. Da, da. Uite, poftim. Mersi. Mersi, domnul Jimmy. A fost foarte trivial. Mersi. A votre servis? Da, da. O doamnă, mie? Da. Ce să vorbesc? Cine e? Dar nu știu, nu mi-a spus. Atâta doar că vrea să vă vadă câteva clipe numai. Chiar acum. O, spune să intre. Da? Poftim, doamnă. Da, mulțumesc. Miriam! Jimmy! Ce caz aici? Am venit să te văd. Să-ți spun... Nu vreau să aud nimic. Nu vreau să-mi spui nimic. Du-te, Miriam! Bine, plec. Dar nu înainte de a-ți fi spus tot. Nu mă interesează nimic, Miriam. Înțelege-mă. Nu te pot asculta. Dar cum ai aflat că sunt aici? De-abia ieri seară la local. Vorbeau niște domni la o masă, lângă mine. Povesteau despre aventura ta, adică, da, adică a ei. Spuneau că la banii ei a putut să-și permită să te cumpere
să te ascunde la moșia ei. Miriam. Așa am aflat unde e și am venit. Eu credeam că sunteți în străinătate pe coasta de Azur. Pare rău că am venit. Mă așteptam să mă primești așa, Jimmy. Eu știu că nu ți-am făcut nimic. Tu singur ai fugit în seara aia, fără să-mi spui de ce, fără să-mi spui unde. N-am de dat nimănui nicio socoteală. Dar n-am venit să-ți cer socoteală. Am venit așa la tine, în vizită. Aici nu sunt în casa mea, Miriam. Ți-e teamă de ea? Mă urăște? Dar nici nu te cunoaște. Eu o urăsc. Te-a furat de lângă mine. Nu ai dreptul să... Ba da! Fiindcă mi te-a luat cu sila. Nu este adevărat, am plecat singur. Ai plecat fiindcă te-a ademenit cu bani și cu o viață de huzur, cum știu numai ei să ducă. Uite și Miriam. Dar de atunci viața mea e o tortură, Jimmy. Un chin care nu se mai isprăvește, care nu știu când se va isprăvi. Dar lor ce le pasă? Întoarce-te, Jimmy. Tu n-ai ce căuta alături de ei. Noi suntem altfel de oameni. Tu nu stai seama că pentru ei nu vei rămâne decât un străin, că ești o jucărie fără niciun preț. Întoarce-te, Jimmy. Nu se mai poate, Miriam. Hai vină cu mine în dărăt. Este inutil. N-aștepta să te dea ei afară. Miriam. Tu nu vezi că te-a adus aici să te ascundă? Te ține până se satură de tine și apoi gata. Te dă afară. Miriam, încetează. De ce te ascunde dacă n-am dreptate? Femeile astea de lume sunt infernale. Noi cel puțin nu ne ascundem. Miriam. Ne știe toată lumea ce suntem. Miriam, taci sau... Haide, dă. Lovește-mă. Bate-mă. Miriam, întoarce-te înapoi la București, la varietă. Fără tine nu mă întorc, Jimmy. Că știi cum te așteaptă toți. Și noi, și orchestra, și publicul. Mă rog, bine, bine. Jimmy, Jimmy, spune-mi, tu ești fericit așa? Hai, spune-mi, și pe urmă eu plec. Da, sunt fericit. Dacă tu ești fericit, atunci sunt liniștită. Nu mai vreau nimic altceva. Viața, sufletul unei femei ca mine, are nicio importanță. Rămâi cu bine, Jimmy. Până acum aveam cel puțin o speranță că ai să te întorci. Acum nu mai am nimic. Miriam, Miriam, ce-i cu tine? Ți-e rău? Stai jos. Nu este nevoie. Sunt puțin obosită de drum, dar îmi trece. Stai jos pe scaun, Miriam. Hai, puțin. Așa, așa, până o să te simți în stare să pleci. Ce om cum se cade te-ai făcut, Jimmy. Și ce gras ești acum. Eu? Să știi însă că nu mai ești atât de frumos. Și nu mai semeni a fi artist. Acum semeni a client. Miriam. Vino, Jimmy, în dărăt. Peste o săptămână se redeschide localul de iarnă. Avem timp să repetăm, să pregătim un dans nou. Să nebunim publicul. Dacă ai ști cum te așteaptă publicul și cum te vrea. Cum întreabă de tine. Patronul a comandat și afișe galbene cu negru. Cum îți plac ție. Nu, Miriam, nu. Du-te singură. Tu ai talent și ești fată bună. Hai să-ți găsești un alt partener. Și poate un alt om pe care să-l iubești. Un altul care să te merite mai mult decât mine. Eu nu te iubesc decât pe tine, Jimmy. Te am în mine, în gândul meu, în sufletul meu. Tu ai fost primul meu iubit și tu vei rămâne ultimul. Fără tine nu mă întorc de aici, înțelegi? Niciodată. Uite, acum după ce plec, ascultă bine, Jimmy, ce-ți spun. Și gândește-te. Să alegi între ea și mine. Între viața ta de acum și viața ta de atunci. Și tu singur ai să hotărăști. Eu te aștept la hanul din piața satului, unde am tras. Te aștept până la 12 noaptea asta. Și dacă până la 12 n-ai să vii, atunci am să înțeleg că ai rămas aici. Că nu trebuie să te mai caut și nici să te mai văd vreodată. Bagă bine de seamă. Tu știi că mă țin de cuvânt. Atunci când am fugit cu tine de acasă, ți-am spus la 12 fix să mă aștepți cu mașina la colț. Și la 12 fix eram lângă mașina ta în colț. Cât e ceasul la tine? E 5:25. Uite, îl potrivesc după al tău. 5:25. Așa. Acum știi tot. Ți-am spus tot. Mă duc. Da? Nu mă conduc. Parcă nu mai ești tu când ești politicos. Ce ai tu astă seară? Te-am observat încă de la masă. Tot timpul ai fost plictisit. Nu, n-am nimic, Vanda, ți se pare?
La ce te uiți mereu la ceas? Dar nu stima în mandă. De ce se uite la ceas? Ca să vadă cât e, bineînțeles. Da, și cât e? 11 și 10 minute. Ah, copii, am poftă de șampanie. De acord? Da, da, da. Olga! Olga! Adu-te, rog, niște pahare de șampanie. Șampanie! Jimmy, vrei să-ți cânt ceva la pian? Dacă îți faci o plăcere. Sau mai bine ne plimbăm puțin la aer în grădină. E răcoare, Wanda, mi-e teamă să nu răcești. Mai bine să bem șampania și să ne culcăm, e cam târziu. Nu, dar mie nu mi-e somn deloc. Am adus, uite, paharele. Bravo, bravo, nu, pune-le aici. Lasă, te rog, lasă. Că l-a desfăcut șampanie, eu sunt specialistul. Ia treci colo deoparte. Treceți deoparte, deoparte, da. Știi la ce mă gândesc eu acum? La seara în care am făcut cunoștință cu Junire. Era tot într-o marți și tot în 13. Exact. Și eu desfăceam șampania ca și acum. Am impresia că suntem trei complici la reconstituirea unei crime. Prozit! Pentru aniversarea crimei. Știi că astăzi seara se împlinesc 6 luni? Ce repede au trecut. Ați auzit? A trecut prin gara acceleratul de București. Trebuie să fie 11 și 20 fix. La mine e 11 și 5, ceea ce dovedește că acceleratul merge cu un sfert de oră înainte. Mi se pare că mai este un tren de noapte spre București. Da, mai este un personal la 12 și jumătate, dar pe ăla sper să nu-l mai auzim fluierind, că o să facem nani. Nu știu de ce, pe mine mă impresionează totdeauna ușura de tren noaptea la țară. Mi se pare un țipă de cucuvai, prevestitor de nenoroci. E, de cucuvai, astea sunt mofturi folcloristice, copilul meu. Da, lipsește totuși. Ce vrei să faci? Vreau să reconstituim crima cât mai exact. Lipsește tangoul. Numai că la reconstituirea unei crime lipsește totdeauna ceva. Ceva care este esențial, adică elanul. Da. Elanul cu care a fost comisă. Da, de acord. Dar astă seară noi nu reconstituim crima, o aniversă. Așa, da! Să nu exagerăm. Jimmy, hai. Hai, astă seară nu ai dansat deloc. Grig, dă covoare de la o parte. Da, tu albă ziua lui, el negru, noaptea ta. Dansează ziua și noaptea, îmbrățișate ca într-o clipă de cataclism. Apropo de ziua și de noapte, eu am uitat să aprind Petromax-ul în curte. Mă scuzați-vă, Licuricele, vină lângă mine. Sărută-mă. Am fost rea astăzi. Știu că am fost. Și am să fiu întotdeauna când e ziua. Dar tu nu poți să înțelegi asta. Și poate nimeni. Nimeni nu o să înțeleagă. Tu ai văzut un licuriș ziua? E poate cea mai urâtă dintre gângănile pământului. Un bob de pământ, o fărâmitură de putregai. Nu spune nimic, nu înseamnă nimic. Ca tine, Jimmy, ca tine. L-ai strivit cu talpa piciorului, dacă n-ai ști că în măruntaiele lui poartă inconștient o picătură de o travă luminoasă, un strop de aur viu. Eu știu că tu nu înțelegi, dar stai așa să nu te văd, să mi se pare că vorbesc singură, să-ți lămuresc toate câte sunt nelămurite între noi. Eu nu te iubesc pe tine așa cum îți închipui tu. Eu te iubesc numai noaptea, înțelegi? Noaptea, când fărâma de pământ de peste zi se transformă în licurici. Când fosforul ființei lui se aprinde neînțeles și tulburător, atunci simt în mine o voință care nu mai e a mea. Și asta până dimineața, când licuriciul fermecat se stinge. De-aia beau, licuriciule, de-aia dorm toată ziua, licuriciule, și de-aia nu m-am mărit cu tine, licuriciule. Acum ai înțeles? Ai înțeles? Da, Wanda, am înțeles. Iar te uiți la ceas? E târziu și sunt foarte obosit. Vino să te odihnești lângă mine. Nu, Wanda, am să mă odihnesc singur în odaia mea. A, nu vrei să mai stai cu mine? Nu. Simt nevoia să fiu singur. Am o zire. Uite, acum aniversarea crimei este completă. Da, și atunci mi s-a spart paharul. Da, și nu ți s-a întâmplat nimic. Ba da, mi s-a schimbat viața. A fost semn bun și atunci. Știu și eu. Cred, Wanda, am ajuns să cred că este un lucru imposibil să schimb viața așa cum mi-am schimbat-o eu.
Să crezi că te-ai născut a doua oară, că e totul de la început. Că te poți muta dintr-o viață într-alta, tot tu, același, ca dintr-o cameră de hotel într-alta. O floare nu se mută dintr-un pământ într-altul. Avea dreptate domnul Grigorgea când spunea: cine crede că trăiește a doua viață nu este decât propriul său strigoi. Jimmy, Jimmy, tu ai ceva astă seară și, nu știu, cu tine se petrece ceva. Mie trebuie să-mi spui tot. Mie nu trebuie să-mi ascunzi nimic. Până mâine o să-mi treacă. Mâine o să fie iarăși soare și în soare gândurile sunt mai luminoase, mai calme. Da, mai rămâi cu mine. Lângă mine o să uiți gândurile astea sumbre. Nu insista, te rog. Bine. Bine. Somn ușor. Nu fi supărat, doamna. Înțelege că dacă vreau să fiu singur, e că am nevoie să fiu singur. Da, înțeleg. Am nevoie să mă gândesc. Da. Trec într-o criză pe care trebuie să o rezolv în noaptea asta. Spre binele tău sau al meu, sau, mă rog, amândurora. Tu știi, azi a fost o zi grea pentru mine. În viața asta mea nouă am intrat orbește. M-am agățat de tine și numai de tine cu puterele mele din urmă. Mi-am făcut lângă tine un vis și am crezut că am să pot să-l ajung. Dar tu m-ai făcut să-mi dau seama că pentru tine am rămas același dansator de noapte, același lecurici, care, cum zici tu, se aprinde odată cu Petromaxul din curte. Că nu sunt nimic mai mult decât un amant pe care un capriciu de femeie ciudată l-a smuls din lumea lui și l-a dezrădăcinat. Da, ce frumos vorbești tu noaptea. Și uite așa cum stai în picioare. Parcă ești atunci când te-am cunoscut. Și numai așa mi-ești drag. Și puțin îmi pasă de rădăcinile tale rupte și puțin îmi pasă de visurile tale neîmplinite. Știu atât că ești aici, că ești al meu și că e noapte. Și nimic și nimeni și niciodată n-are să mi te poată lua. Tu auzi? Du-te și dormi dacă vrei. Du-te și gândește-te dacă ai poftă. Noapte bună, licuriciule. Stai, stai să te sărut. Oh, ce buze rece ai. Noapte bună. Dar ce e? Ce e cu tânărul nostru? Pleacă? Dar tu s-a spart pieptul? Ce e? Da, Vanda e obosită. Eu la fel. Prin urmare mergem la culcare, nu? Bine, bine. Eu în orice caz mă duc, e târziu. 11:30. Zia asta seară nu te-ai prins. Stai prost cu acumulatorii, licuriciule. Stau prost cu nervii. Tot una, depinde de insectă. Noapte bună, a demain. Noapte bună. Noapte bună, Vanda. Noapte bună. Haide, haide, domnule Jimmy, haide. Da? Intră. Ah, Olga. Ce-i Olga cu tine? De ce nu te-ai culcat la ora asta? Doamna, am așteptat să plece domnii. Vreau să vă spun ceva. Ce este? Astăzi, în lipsa dumneavoastră, a fost aici o doamnă. Ce doamnă? A vrut să vorbească cu domnul Jimmy. Când l-a văzut, domnul Jimmy i-a spus: Miriam, ce cauți aici? Și ce au vorbit? Eu, fără să vreau, am tras cu urechea. Am înțeles că l-așteaptă la Han până la ora 12. În seara asta, dar fix la 12. Că nu l-așteaptă nici o clipă peste 12. Da. Și conașul ce a spus? Nu mai știu. Parcă a tăcut și a lăsat-o să plece. Dar după aia s-a închis în camera lui și a plâns. Apoi, când l-am văzut așa de trist, mi-e frică să mi se întâmple ceva. De-aia am vrut să vă spun. Bine, Olga, bine, bine, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai spus. Du-te, tu du-te și te culcă liniștită. N-are să-i se întâmple nimic conașului. Noapte bună, Olga. Oh, noapte bună, doamnă. Noapte bună. Cine-i? Ah, tu ești Vanda. Da. În întunericul ăsta nici mi-am dat seama că ești aici. Ce faci? Aștepți pe cineva? Spuneai că ești obosit și că te duci să te culci. Nu. Nu pot să dorm. Și unde te duci? Așa, fără țintă. Mă duc să fac câțiva pași prin grădină. La aer. Luna luminează ca ziua. Merg și eu cu tine. Nu, Vanda, tu trebuie să fii obosită. Du-te mai bine și te odihnește, da? Cât e ceasul? E 12 fără un sfert. Stai cu mine până la 12:05 și pe urmă te las.
De ce numai decât până la 12:05? De așa, un capriciu al meu. Vanda, te-am rugat să mă lași astă seară singur. Înțelege că vreau să fiu singur. Du-te în odaia ta. Da, nu știu de ce noaptea asta mi se pare stranie. Ție nu? Nu. Uite, stau cu tine un minut și pe urmă mă las să plec, da? Ții neapărat? Da, țin neapărat. Aha, și ochii. Ochii îți strălucesc astă seară altfel, nu știu cum, da, ciudat. Ei, cine știe cum bate lumina? Aha, și așa. Licuriciul meu are nervi. Licuriciul meu vrea să se plimbe singur. Și încotro vrei să te duci? Oriunde, n-am o țintă precisă. Du-te la Han. E la doi pași de aici. De ce la Han? Așa mi-am dat și eu o părere. Ce ai, Vanda? Ce ai? Ți-e frig? Da, mi-e frig. Hai, vino pe terasă. A, ce noapte frumoasă. Tu ai observat că toamna stelele sunt mai albe? Și ce de greieri au înnebunit de lună. Oh, uite, uite, a căzut o stea. A cui o fi? Cine știe? Jimmy, Jimmy, dacă am să te rog eu mult, mult de tot să rămâi astă seară cu mine. Nu se poate, Vanda, înțelege. Nici dacă am să-ți cad în genunchi. Vanda, ce faci? Ridică-te. Vanda, eu nu înțeleg de ce insiști atâta pentru un flac. Renunț atunci dacă e un flac. Vanda, te rog, du-te, du-te, culcă-te. Presimt că am să fiu dezagreabil. Mă doare capul, vreau să ies. Licuriciule. Hai, noapte bună, mă duc. Cât e ceasul? E fără cinci. Ai timp destul. Pentru ce? Să te duci, să te plimbi. Mai stai cu mine 5 minute, Jimmy. Vino lângă mine. Vanda, mi-e fric. Strânge-mă în brațe. Să mai bine, mai bine, haide să intrăm la mine să bem o cupă de șampanie. În sănătatea ta. Nu, 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 până la fund, te rog, așa. Așa, da. Vino mai aproape de mine. Hai, mângâie-mă. Apasă-mă un pic cu mâinile. Și sărută-mă, sărută-mă mult, mult, mult. Aș vrea să nu mai treacă clipa asta. Să rămâie timpul pe loc. Să fii tu mereu aici. Și să fie mereu noapte. Noapte adâncă. Noapte nesfârșită. Vanda, trebuie să plec. Nu pleca, Jimmy. Jimmy, nu pleca. Dar este o copilărie să te încăpățânezi. Nu pleca, Jimmy. Nu pleca, Jimmy. Noapte bună. Jimmy. Jimmy. Noapte bună, Vanda. Nu pleca. Jimmy. Nu pleca. Noapte. De ce? Vanda. Nu trebuia. Nu trebuia să pleci noaptea. Licurici. Licuriciule. Ați ascultat Licuricii, adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu. Distribuția a fost următoarea: Vanda, Gina Patrichi; Jimmy, Ion Caramitru; Grigorcea, Toma Caragiu; Miriam, Rodica Mandache; Aristotel, Virgil Ogășanu; Chelnerul, Marius Pepino; Piccolo, Constantin Diplan; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoie; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.